nu, nu e vorba de oboseală, oricum. Pot să zic că noi singuri am pierdut, oricum felicit echipe Sfântul care se a ținut că și când avea minus 4 sau 5 goluri cât a fost în doua repriză, noi am avut un drum deschis spre victorie care n-am folosit cum trebuia și în momentele decisive chiar am greșit, așa să zic, ca începător. Asta ei a folosit, a câștigat, bravo lor, nu ne rămâne să învățăm din greșeli, dar sper să, adică să începem să învățăm. Trei puncte care o să ne lipsească foarte mult, care putem, oricum, meritam, cum am jucat, meritam cel puțin un punct, dacă nu și victorie, dar asta este. Cum să comentez? Am jucat bine 45 de minute, ne-am precipitat pe final de joc și asta se întâmplă când nu ești, când îți pierzi concentrarea în ultimele minute. După cum ați văzut, de la 4-5 goluri au venit peste noi. Felicit echipa din Făgăraș și mergem mai departe. Am știut că ne așteaptă un meci foarte greu pentru că era o echipă în dificultate. Nici noi nu ne-am descurcat foarte bine la turneul ăsta, dar până la urmă este important că am luat punctele. Dacă mă întrebați, în ceea ce privește jocul, nu sunt mulțumit. În ceea ce privește rezultatul, sunt chiar bucuros că am reușit să întoarcem meciul ăsta când aproape nimeni nu mai credea. Felicitări echipa prima dată că am luptat. Am luptat, avea Reșița 5 goluri, am revenit în joc și am câștigat. Asta e ce mai important acum. Nu, noi am avut 4 zile liber, noi am fost pregătit, odihnit. Mersi.